O tânără de 19 ani a ajuns după gratii după ce a tâlhărit o bătrână de 88 de ani. În plină stradă, suspecta i-a smuls femei geanta de pe umăr și s-a făcut nevăzută. Polițiștii au dat rapid de urmă și au reținut-o pentru 24 de ore. Magistrații de la judecătoria Craiova au dispus arestarea preventivă a unei tinere de 19 ani acuzată că a smuls geanta unei femei de 88 de ani care se deplasa pe o stradă din Craiova. În urma verificărilor efectuate, la scurt timp după săvârșirea faptei, polițiștii secției 3 Poliție Craiova au identificat și prins o tânără de 19 ani din comuna Giurgița, asupra căreia au fost găsite bunurile sustrase. Prejudiciul produs în valoare de 200 de lei a fost recuperat de polițiști și restituit persoanei vătămate. În urma probatoriului administrat în cauză, polițiștii au reținut pentru 24 de ore tânăra în vârstă de 19 ani, bănuită de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, stabilind folosindu faptul că aceasta ar fi smuls geanta persoanei vătămate, au explicat reprezentanții IPJ Dolj. Tânăra a fost dusă și în fața judecătorilor care au admis solicitarea anchetatorilor și au dispus arestarea tinerei pe o perioadă de 30 de zile.